De sărbători, gospodinele obișnuiesc să prepare mâncare în cantități mari și să umple până la refuz frigiderele, dar investiția nu se dovedește a fi tocmai inspirată. După ce sărbătorile se termină, preparatele ajung să zacă prin tomberoane. Mai și sărmale, câteodată și căldăboși, mai rar și câte altceva așa care vezi că este deja depășit. Alterat. Da, alterat și normal, aruncă. Se aruncă. Da, câte un pic așa, nu chiar exagerat, câteva, cum am auzit, alții aruncă câte o sacoșă. Mai puțin. Așa, mă dăm de regulă la câini, pisici. Unii și-au învățat lecția din anii trecuți, iar acum cumpără doar strictul necesar. N-aruncăm pentru că avem păsări, porc, stăm la curte și totul se revolce bai așa de la animale. Mâncare, pâine. Din ce ați preparat? Da. Erau vechi, nu se mai puteam. Nu. Deci ce nu se mai mănâncă? Le aruncăm. Să facem. Atunci probabil că dorește să mănâncă mai multe feluri și ajunge de sărbători când ajunge la saturație și nu reușește să mai mănânce și normal că aruncă. Și le rămâne o grămadă și le aruncă. Românii nu sunt singurii europeni care fac risipă de alimente. În Uniunea Europeană anual se aruncă la gunoi peste 220 de milioane de tone de mâncare.